Doamnelor și domnilor, am revenit la agricultura, la raport. Domnule ministru, rămăseseți dator cu mai multe răspunsuri. Unul dintre ele este 15 mai, nu uităm de cerere. Sunt, astăzi, de exemplu, sunt 546.000 de hectare care astăzi au fost depuse cereri pentru ele. Deci este, este ceea ce discutam mai devreme, adică 92% din total și 75% din suprafață. Atingem și notați acolo că o să vedeți că se atinge 9,3 milioane hectare vor fi depuse până pe data de 15. Astea sunt estimările lor și acolo vom ajunge. Acum, ce a dus bun? A dus o creștere a competitivității, de acord cu dumneavoastră, domnul Baciu, o tehnologie, un management mai bun, a dus oameni orientați mai mult către piață, însă trebuie să cântărim cele două sisteme. Sistemul american Farm Bill-ul și PAC-ul nostru. Farm Bill-ul care are un alt și merge mai mult pe pierderea de venit și acolo sigur că este oarecum mai atractivă decât această subvenție dată pe suprafață, pe capul de animal. Acum, dacă vă uitați la ce spuneați dumneavoastră, domnule, să cântărim, să mergem pentru a produce pentru piață, corect, așa trebuie să ne orientăm. Dar ce ne facem în situația în care vom produce pentru piață și nu ai piață? După aceea o să vină să spună, domnule, stocurile, finanțați-ne stocurile pentru că n-am ce să fac cu ele. Dar de ce să produci și noi merge pe piață, cum spunea Baciu? Stați o clipă, stați o clipă. Pentru piață? Păi dar nu se plânge supermarketurile că noi nu putem să le dăm marfă pe piață? În schimb, suntem de acord 100% pe zonele montane unde ai 4,2 milioane hectare. Dom'le, de ce să crești vaca de lapte, urci furajul suculent la munte ca după aceea să cobor laptele? Nu, acolo trebuie să duse și obișnuiți cu vaca de carne. Există astăzi tendința de creștere a numărului de animale, pentru că, uitați-vă și dumneavoastră, Angusul ce e? Combina munților, domne, aia nici nu smulge, nu face... există soluții care putea fi folosite. De asemenea, oaia de carne, care nu vorbim, toată lumea discută, nu știu ce. Uitați-vă că acele subvenții date, dar urmărite corect, aduc și plusul respectiv. S-a văzut. În situația în care acorzi în vegetal, ai o anumită creștere. Sigur că aici poate fi discutat de ce pe în fermele mici, mijlocii, cum ai sistemul pentru a susține și fermele mari. Că România are o agricultură duală. Vrem, nu vrem. Ai fermieri mici, ai fermieri mari. Nu trebuie să distruse sistemele astea. Nici alea mici, nici alea mari. În schimb, trebuie să îi determin să producă pentru piață, să producă la un preț rezonabil și de o calitate bună. Că asta își cere consumatorul, cel care îți plătește. Pentru că, până la urmă, proprietarul a ceea ce se întâmplă în ferme este consumatorul. Dacă ia de la tine, ești performant. Dacă nu ia de la tine și ia din altă parte, înseamnă că ai o problemă. Și aici trebuie să corectăm noi prin politici publice și asta încercăm să o facem. Și încercăm împreună cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți imaginea exactă la ceea ce se întâmplă cu politicile publice. Și aici, ultimul lucru, cred, pe care vreau să-l spun după 10 ani. Dacă ați observat, există un apetit mai mare pentru sectorul agricol. Dus de niște profesioniști care la rândul lor au creat modele în rural. Sigur că de aici pornesc discuțiile legate de zilier, de mâna de muncă și nu așa. Avem un proiect acum pe care, în discuțiile pe care noi le-am avut anterior, l-ați agreat, de a prelua la Ministerul Agriculturii toate liceele agricole. Pentru că cu cățel, cu purcel, cu administrație, cu investiție, tot rămâne curicula școlară și diplomele la Ministerul Educației, pentru că așa este normal. În schimb, trebuie să ne asumăm la nivel de teritoriu, prin această descentralizare, că trebuie să duci activitate și la nivelul județului, și la nivelul comunei, trebuie să o duci și să nu mai obligi fermierul să își caute atât de mult forța de muncă, pentru că și eu produc legume. În momentul în care tu constați că ai nevoie de oameni pentru o muncă, sezonieră, cum e și vegetal și nu-l găsești, automat ai probleme. Când ai o combină care este mai mult decât o uzină, este mai performantă decât autoturismul cu care circul, sigur că ai nevoie de oameni care să aibă știință de carte. Și din acest motiv considerăm că aceste licee aduse sub umbrela Ministerului Agriculturii
răspund cerințelor fermierilor, pentru că, sigur, parteneriatele trebuie să urmeze după. Da, eu am apreciat, De fapt, problema cu învățământul la Paro a cerut-o de foarte mult timp, pentru că noi am fost primii care am dat de greutăți în sensul ăsta. Dar acum, abia acum, după atâția ani, am găsit, dacă se-și materializează, putem spune, înțelegere. Iar ne-am trezit târziu. Vă invit să vedeți proiectul. Iar ne-am trezit târziu, dar niciodată nu-i prea târziu. Dar ce voiam să vă zic? Cred că una din obligațiile care revine ministerului e de a face o educație a celor care vor să lucreze, să facă business în agricultură. Și așa cum spuneați dumneavoastră, și eu o să întăresc lucrul ăsta, da, îți dau subvenții numai pentru vaca de carne în zona montană. Scurt. Îți dau subvenție pentru legume numai în bazinele consacrate. Acolo. Spun. Așa că dacă, încă o dată revin, am vrut asta. Vrem toți să facem, îți dau, vorbeam înainte de vaca aia de 300 de kilograme. Păi spui, băi nene, ce faci tu? Tu ai vacă de lapte, scrii la, ai că ai vacă de lapte. Ce duci la piață? Că tu nici nu o mulci, nici nu o mulțești. Dai carne. Ești mulțumit că, exact cum îmi spunea mie un bătrânel care tăria săracul cu vreo 8 capete de ofrânghii, îmi spunea, zic, ce faci, măi, că zic, cu tine, nu s-a fătat, nici n-au lapte. Zică, iau și eu niște bani de la apia, cât ți-a mai mierții. Deci, nu așa trebuie spus. Omul ăla trebuie să spună, bă, nene, ai 8, dacă tot te chinui, tot îi dai mâncare, tot îi dai apă, tot nu stai în frig, în noapte, în zăpadă și pe unde stai de lihrănești. Bă, crește-mă niște vaci de carne, vine frumos mașina acasă, ți le-o luat, îți dă banul frumos, că și așa, ai lapte, ce faci cu el? Tot dumitare spui că îl dai la porci sau că să-l verși, când ai ce face cu el. Nu, da, să știi că există. De ce să chinuie omul ăla cu 7, 8, 10 capete, nici la care nu aduce decât singurul venit care vine de la ele, e acea subvenție. Dar să știi că există în început în sensul ăsta de care spui tu. Deja a început să crească numărul de animale de carne. Și asta e un lucru foarte bun. Păi, dumneavoastră gândiți-vă la o chestie. Și nu vreau să fac temete, nu mă unea cum mă sunați. Vorbeam cu un coleg acum zilele astea. Pentru că și noi avem mari probleme cu valorificarea producției vegetale. Și un coleg îmi deschide, mi-aduce aminte, de fapt, nu îmi deschide ochii, că zice, mă, ai făcut vădată un calcul. Ce ar fi să avem efectivul de animale? Mă refer la pasări, porc și bovină din 90, îți dai seama ce necesar de furajă? Ar fi cât ar fi nevoie? Îți dai seama câte milioane de tone de cereale le-am crește plus valoarea prin sistemul ăsta? Domnilor, deci, iertați-mă. Aici trebuie să, dacă tot suntem la capitolul proiecte și care până acum trebuie să recunoaștem, chiar dacă o să creadă nu știu cine că am devenit partizanul Ministerului Agriculturii. Nu, eu când e bine, e bine, când nu e bine, asta e. Dar gândiți-vă și la, în primul rând, la stimularea celor care vor să facă zootehnie. Eu vă propun să ne gândim, iertați-mă, și la politica agricolă comună 2020, care bate la ușă. Da, da. Bă, înainte de toate, programul Carnea de Porc în fermele românești răspunde la ceea ce spuneați dumneavoastră. Suntem producătorul numărul 1 de porumb boabe, trebuie să consumăm acest porumb. Îl mănâncă și pasărea și îl mănâncă și bovina. Ia un segment în care putem să mergem. Și acum mă întorc la ceea ce spuneați dumneavoastră cu politica agricolă comună. Sigur că suntem adepții celor două piloane, adică plată directă, investiții. Dar trebuie să mai avem în vedere încă un pilon, încă o direcție, și anume instrumentele financiare. Fără instrumentele financiare și lăsate piața așa, la liber, așa, domne, piața dictează, piața corectează, piața face ceea ce trebuie să facă, ia câtă că s-a dovedit că nu este chiar așa. Cei care au pierdut în această perioadă sunt producătorii pe de o parte și consumatorii pe de altă parte. Și când spunem că au pierdut, sigur știți foarte bine la ce mă refer, că le-a sesizat. Dar dacă ai un sector zootehnic puternic, domne, sigur că transform cerealele alea în carne, în lapte, deci poți să adaugi valoare și să ai o garanție a veniturilor, că cei care câștigă, să spunem, și își mențin activitățile sunt cei care au o formă integrată, cum are domnul Baciu, pentru că dacă ai o formă integrată, ai pierdut
într-un anumit sector, poți să câștigi în altul. Și atunci, plus cu minus, ajungi la acel zero care să-ți permită să rămâi pe linia de plutire. În varianta în care discutăm de noua politică agricolă comună, sigur, domnul Baciu, acum este momentul să propunem modificările, acum este momentul ca România să fie o voce, pentru că să fim al cincilea stat la nivel european cu potențial și să iarăși să ne certăm între noi pe una dintre... Și să facă alții regulile pentru noi? Cred că nu este normal. Și aici eu am apreciat foarte mult, pentru că vă mărturisesc că asta a fost o discuție pe care am avut-o înainte. A spus, domne, haideți să mergem împreună, că au avut o discuție pe Malta, dacă nu mă înșel cu organizații, și a zis, haideți să mergem împreună acolo și să reprezentăm România. N-a spus nici la Paru, nici ministerul, nu știu ce, a zis, haideți să... Asta este... Acesta este abordarea corectă pe care trebuie să o avem. Dacă dorim să avem o altă formulă de exprimare din punct de vedere al resurselor, din punct de vedere al utilizărilor, trebuie să fim o voce importantă la nivel european. Și mai spun un lucru. Da, suntem competitivi, cel puțin avem câteva sectoare competitive. Cu subvenții mai mici am reușit să rămânem în piață. Datorită managementului, gândirilor, modului de adaptare. Iată că s-a putut. Vă imaginați că într-un moment de egalitate în ceea ce înseamnă subvențiile pe care noi le cerem de foarte mult timp, egalitate, sigur, păstrând anumite rapoarte, păstrând anumite reguli limite pe care trebuie să le respectăm, este bine să le facem. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm un lucru. România este într-o situație destul de delicată. Noi facem comerț cu cereale la Marea Neagră, unde ai parteneri importanți, Ucraina, Rusia, unde Turcia cu legumele, fructele, poate să spună mult mai mult decât putem spune noi, bulgarii sau Ungaria. De ce? Noi respectăm bunele practici agricole. Noi de la 900 de produse am ajuns în 7 ani la utilizarea 112 produse PPP-uri, da? Produse de protecție a plantelor. Iată, respectând aceste reguli, sigur că ne întâlnim cu o piață care nu joacă după aceeași reguli cu noi. Aici am solicitat Comisiei Europene să găsim instrumente care poată să susțină fermierii din România, pentru că avem specificitatea noastră, pe care trebuie, pe de o parte, înțelegem să respectăm regulile, înțelegem să răspundem cerințelor consumatorilor, înțelegem să răspundem cerințelor cetățeanului cu privire la protecția mediului, dar pe de altă parte înțelegem să protejăm și producătorul, că fără producător nu mai mâncăm de trei ori pe zi și nici nu putem să spunem că avem un pictor interesant. Că uitați-vă, astăzi cine e pictorul România, imaginea de afară? Agricultorul, ele cu galben, cu verde, cu rapița, cu floarea, cu... Place. Când pleacă bucureșteanul la munte, place văzând lucrurile astea. Ori astea nu se fac de nicăieri, se fac cu efortul. Și asta spuneam, sunt preocupările noastre cu privire la plățile directe, cu privire la investițiile viitoare și cu privire la aceste instrumente financiare, fără de care nu cred că putem ajunge la un rezultat pozitiv. Domnul ministru, vorbim, nu, de acum, vorbim de ani mulți și toată lumea spune lucrul ăsta, ce s-a spus acum, despre creșterea efectivelor de animale în sectorul zootehnic, care principalul consumator de produse din sectorul vegetal. Sunt politici în sensul ăsta. Da, politica care... Creșterea efectivelor de animale. Nu, la porcine nu, văd că stăm bine. În avicultură, la păsări stăm bine. Stați o clipă. Noi am pasat o stare de fapt astăzi. Deci cu acest ajutor este o piesă în puzzle. Pentru că sunt acele programe care trebuie să vină cu dezvoltarea geneticii. Pentru că dacă nu vom reuși să ne producem grăsunii aici, nu vom reuși să ne producem puiul dozii aici, cum spunea domnul Bauer mai devreme, atunci sigur că toate aceste ajutoare pe care le primesc multe puține, o să le ducem către exploatații în alte state. Și atunci, nu mai uitați-vă ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. A spus, da, domnule, există acest program, această intenție a statului. Am văzut grăsunii la 73 de euro, ceea ce este enorm. Enorm. Și atunci programele trebuie să aibă în vedere dezvoltarea pe fiecare segment în parte. Adică să ne producem matca, că dacă nu ne producem genetica la nivel național, nu promovăm această știință, această cercetare, pentru că discutăm de ea, dar de fapt noi am rămas la un nivel acolo care pe de o parte cel care trebuie să accepte
este cel îndreptățit, cel care utilizează. Dacă fermierul nu acceptă rezultatele cercetării, înseamnă că ai o problemă. Și aici noi trebuie să lucrăm. Ceea ce alege fermierul să ducă în fermele lui, aia trebuie susținut din punct de vedere financiar. Și atunci cred că putem să discutăm de o performanță, de un transfer de tehnologie de care discutați mai devreme. Păi, dacă, spune domnule, dacă am fi știut, ajungeam unde ajungeam. Așa este. Dar acest transfer de cunoștințe nu l-am avut niciodată pus la punct. Acum există un program pentru lucrul ăsta și haide să ne ținem de ele și până la urmă, astăzi o piesă pusă în pază, mâine o piesă, ajungem unde trebuie să ajungem. Firar să fie. De ce tocmai acum? Domnul ministru. De ce tocmai acum lucrurile astea? Ideile sunt bune. Acum trebuie pusă și în practică și am să vă spun și de ce. Atunci când o să luați în calcul la întocmirea unui proiect de realitatea din teren, și după ce vă faceți proiectul, o să încerce să-i convingă pe cei de la Comisia Europeană cei mai buni specialiști, atunci vom avea și rezultate. Corect. Dar dumneavoastră știți prea bine că noi avem un istoric destul de ciudat, ca să nu spun urât, în care la foarte multe negocieri, că doar de aia tot ne plângem aici, nu am trimis, din păcate, oamenii cei mai potriviți. Chiar dacă sunteți într-o funcție de stat, trebuie să recunoașteți lucrul ăsta. N-am trimis oamenii cei mai potriviți. Am făcut niște proiecte în niște laboratoare ale Ministerului Agriculturii cu un personal total străin de realitățile din teren. O ieșit o ciudățenie. Am dus-o acolo. Am stat și eu de vorbă cu foarte mulți la Bruxelles. Și vă rog să mă credeți și o spun asta. Chiar ne bagă în seamă. Eu când ne aud pe unii că spune că bă, stai că n-au treabă cu noi, calcă ca pe un verme pe noi. Nu e adevărat. Suntem o țară mare, mai ales agricolă. Dar chiar ne bagă în seamă. Chiar am început să devenim pentru unii care să ne privească cu invidii de acum. Câteva țări care până acum stăteau pe cea mai înaltă treaptă. Au venit românii care într-un timp relativ scurt, ei vin cu un istoric privat de sute de ani, noi avem doar de 20 ceva de ani, ei vin cu moștenirile care le vin, noi am luat-o de la zero, ei vin cu finanțările care le-au acordat state respective, noi din ce în ce mai puțin, sau ce-a mai rămas, avem subvenția cea mai mică, remarca eu, ministrul este bună că, da, cu bani puțini am reușit de avem exploatații agricole care le dă lecții, dar asta nu este suficient. Pentru că ați observat că la unele derogări de care am avut nevoie România, atunci când acolo a fost trimis omul potrivit, a obținut ce a vrut. Deci nu comisia este cea care este babau. Nici l-am spus asta. Nu este babau, nu, dar foarte mulți încearcă să-și motiveze neputința spunând că nu ne lasă comisia, că nu ne lasă. Stai să vedem. Astea sunt regulamentele, nu este adevărat. Da. Știți prea bine că au fost și directorii aia de la DG Agri în România, în care la foarte multe puncte spunea asta e problema României, asta e problema voastră, asta e a voastră, asta e a voastră, asta e a voastră. Deci nu ne rămăsese mai nimic. Știți prea bine, nu mai zic, și alte observații care au fost făcute. Chiar azi citeam un material tot de la DG Agri, care bătea pe un anumit sector. Sector care, din păcate, nu prea funcționează, este adevărat. I-au cam și prins. Dar nici n-am avut oamenii potriviți ca să fi făcut o temă ca lumea și să o fi susținut cu cei mai buni oameni acolo. Oameni buni sunt, domnul ministru. Dar dacă o să alegem după criteriile astea nu ce știi, ce acuie ești, sau ce te recomandă, e normal să ajungem în situația în care ajungem și credeți-ne, că doar știți fiecare, că acum trebuie să recunoaștem. Vorbim noi de o comunitate europeană, știi, toți suntem egali, toți suntem frați, toți stăm la aceeași masă. Dar rețineți, fiecare trage foc la oala lui, fiecare cu oala lui acolo. Corect. Apropo, da? De oală, din 2020, subvenția pe fermă sau pe hectare? Deci ați observat cât de multă politică face domnul Baciu? Deci politica fermierilor. Da. Deci e un gen de politică. Ideea este următoarea. Sigur că până în 2020 trebuie să ne pregătim și să ne pregătim foarte serios, pentru că sunt discuții cu noua politică agricolă comună cu privire la trecerea la celălalt sistem, adică de la
Single Area Payment System, adică ceea ce avem astăzi la plata pe exploatație SPS. Și aici trebuie să ne pregătim, să ne pregătim foarte, foarte serios. De asemenea, sunt discuții cu ieșirea Marii Britanii din, din Uniune, care înseamnă fonduri care se vor diminua. Fondurilor. Asta ce înseamnă? Care este decizia statelor membre de a suplimenta această gaură care o produce ieșirea Marii Britanii, de a lua din alte sectoare? Cum se va, ce se va întâmpla? Și atunci este bine să fim extrem de atenți, cel puțin până în 2020, ca toate ca banii pe plățile directe, pe investiții, pe proiectele de investiții, să putem să-i luăm înainte de data 2020. Și nu, trei lucruri cred eu că sunt importante, la care trebuie să găsim împreună răspunsul. Și aici înseamnă instalarea și menținerea tinerilor în mediul rural, unde de fiecare dată discuțiile au fost, au fost destul de, de dure. Al doilea lucru, asocierea, și spun asocierea ofertei, ca să nu se înțeleagă că discutăm de crearea nu știu la ce fantasmagorii, ci trebuie să ne gândim să avem o acțiune convergentă, nu divergentă, pe interesele comune. Adică vindem împreună, achiziționăm împreună, pentru că dacă nu vom proceda așa, putem să producem fiecare cât de bine vom produce, tot acolo ajungem. Și al treilea lucru, diminuarea birocrației, pentru că, sigur, astăzi, domnul Baciu, nu este o cerere, domne, e un proiect dus la APIA, cum bine spune ministrul. Băi, un proiect, sunt 50 de pagini care trebuie să le duci. Și ca atare, cred că lucrurile astea, noua politică agricolă comună trebuie să-și găsească locul. Și aici vocea a României trebuie să fie destul de puternică. Când te duci public la o negociere și te uiți în spate și vezi că scaunul gol al organizației este gol, scaunul al organizației în spate, atunci este o mare durere, pentru că profesionistul de acolo trebuie să întărească cu profesionistul din teren. Și atunci cred eu că putem face. Și asta este un efort pe care trebuie să-l facem împreună și trebuie să fiți de acord, dacă sunteți măcar o dată în seara asta de acord cu mine. Domnul ministru, până acum, timp de 27 de ani, am tot mers din greșeală în greșeală. Poate din lipsă de experiență, au apărut noutăți, n-am fost pregătiți, am intrat într-o altă lume, mai ales după 2007. Dar de aici încolo, nu ne mai dă nimeni voie să greșim. Nu uitați că, și cât de serios, dumneavoastră trebuie să știți mai bine, este luată problema că din 2019 România are președinția, da? Sigur. Perioadă în care se negociază și nou PAC. 2020-2027. Deci, acel ministru care va fi a agriculturii și care va fi președintele acelei comisii, are un rol extraordinar. Dacă am pierdut și trenul ăsta... Pe asta discutăm mai devreme, domnule. Deci, dacă am pierdut și trenul ăsta, să nu ne ducem documentați, bine documentați, cu cei mai buni profesioniști, cu cei mai buni oameni care susțin realitatea acolo. Și vom merge tot la fel cu folcloriste sau cu ce am mai fost noi pe acolo, ne-am dus. Este unica șansă. Dacă am pierdut trenul ăsta, nu mai avem ce căuta în acest sector. Lucrurile sunt foarte clare. Acum când, nu știu dacă e chiar întâmplător, dar cred că este o ceva extraordinar ca în perioada aia tu să fii ăla care ai posibilitatea să duci lucrurile într-o direcție sau în alta. Dacă nu știm să unii le ducem, atunci să nu mai avem nicio pretenție. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost astăzi aici. Am avut subiecte interesante. Vă mulțumesc tare mult. Le mulțumesc și celor de acasă. Le dau întâlnire mâine seară la Agricultura, la Raport. Până și, atunci... domnul Ghinea, vă rog frumos, spuneți-le și dumneavoastră încă o dată. 15 mai, nu trebuie să uităm. 15 mai, ați auzit ce a spus domnul ministru. Eu vă dau întâlnire mâine seară. Seară bună, numai bine, rămâneți alături de AgroTV.